Doamna Charliu, tocmai am văzut că rezultatele la 9 luni indică o scădere de 10% a pieței de leasing în România. Cum ați caracteriza această evoluție? De așteptat? A fost o surpriză pentru actorii din piață? E o întrebare grea. Este un rezultat asumat, atâta vreme cât odată ce îl comunicăm, avem și partea cealaltă, mai plină a paharului, unde ne asumăm și un diagnostic prin titlul acestei conferințe, relansarea încrederii în serviciile financiare nebancare. Aici este problema în încredere? Este poate un criteriu. Este poate un criteriu. Un al doilea criteriu ține de bunele practici. Și dacă am lansat la această conferință și un cod de bune practici, înseamnă că și acolo am găsit un diagnostic care suferă nevoia de tratament. Și ca un prim tratament este acest cod de bune practici pe care aproape toate societățile din asociație și l-au asumat prin adeziune astăzi. Țin minte că anul trecut vorbeam și cu doamna președinte Curteanu Alebe, care ne spunea că era mai optimistă cu privire la 2013, s-ar fi așteptat la o ușoară creștere. Care au fost principalii factori care au afectat piața de leasing în 2013 și care au dus iată la această scădere la 9 luni? Din păcate, sunt factori care nu țin de noi, unii dintre aceștia, și anume niște decizii fiscale sau parafiscale. În contextul în care piața de leasing este în continuare dependentă de piața auto, taxarea din zona pieței auto a dus la scăderea pieței auto dramatică, este acum în octombrie s-a anunțat ca fiind cea mai dramatică scădere din România în cadrul statelor membre UE și implicit aceasta induce o scădere și în leasing, pentru că societățile de leasing au ca pondere în finanțări domeniul auto 70%. Poate că este necesară o reorientare spre alte piețe și dacă urmăriți statisticile din zona echipamentelor, care reprezintă 24% din ponderea tuturor finanțărilor noi, veți vedea că într-adevăr se caută o reorientare spre alte piețe, spre agricultură, spre sectorul energetic, spre sectorul medical. Cu toate acestea și voința noastră de a ne orienta spre sectorul energetic, de exemplu, a funcționat în prima jumătate a anului, ulterior prin deciziile politice din zona sectorului energiei au blocat total această piață, cu impact cel puțin pe termen mediu asupra finanțărilor, prin reducerea numărului de vouchere care a fost asumat de guvern în anii trecuți pe sectorul energetic. Sunt doar două exemple care reprezintă decizii politice pe care nu le putem controla, le putem, știu eu, orienta în timp, reorienta în timp, atâta vreme cât există voință politică de a se discuta cu mediul de afaceri înainte de a se lua astfel de decizii. Poate noțiunea de bune practici este un loc unde trebuie să mai lucrăm și să îmbunătățim, pentru că în contextul în care criza și-a făcut efectele, în dorința de relansare a creditării, jucătorii mari au o politică foarte agresivă în piață. Și evoluția unor societăți de leasing din registru special către cel general indică de fapt o scădere a volumului de afaceri al acestora, care poate duce până la radierea acestora. Deci cei mici nu mai rezistă, nu au acces la finanțare. Finanțarea, deși se fac eforturi să fie mai ieftină, devine tot mai scumpă și mai puțin accesibilă. Vorbim și de reglementări ale băncii naționale, care nu sunt neapărat voința băncii naționale a României, ci vin impuse prin decizii ale Parlamentului European. Mă refer la regulamentul 17, care face practic imposibil accesarea unei creditări în euro celor care nu fac dovada veniturilor în euro. Cred că sunt câteva criterii care sunt semnificative pentru această scădere de 10%. Totodată se vorbea și despre intrarea într-o stare de așteptare continuă, care duce totodată la o stare de amorțeală a consumului. Credeți că și acesta e un factor important care afectează poate mai mult partea de credite, de consum, decât de leasing? Nu-mi dau seama. Este un factor foarte important, dar este unul pozitiv.
Dacă îl comparăm cu comportamentul consumatorului agresiv, vânător după finanțare, indiferent de costul acesteia, cred că este această fază de stagnare, ceea ce americanii numesc wait and see, este o fază spre reluarea unei normalități la nivelul ei real în domeniul finanțărilor. Adică mai multă prudență din partea consumatorului? Evident, mai multă prudență din partea consumatorului, mai multă autoprotecție din partea consumatorului, mai multă conștientizare a faptului că atunci când cumpără un credit, cumpără o datorie pe termen lung și nu doar încasează niște bani pe termen scurt. Credeți că 2014 va reprezenta intrarea într-o nouă etapă? Putem să sperăm că în 2014 vom avea și o creștere a pieței? Eu nu am această speranță. Nu pentru leasing. Leasingul trebuie să ajungă la acel zero pe care îl targetează de câțiva ani de zile și de unde să repornească. 2014 sper să fie spre revenirea acelui nivel minim dincolo de care nu mai avem voie să scădem. Iar creditul de consum va fi în creștere. Își va păstra tendința de creștere la nivelul IFN-urilor. Bazată pe o creștere a încrederii românilor în astfel de produse financiare? Bazată pe o scădere a puterii de cumpărare și pe limitarea veniturilor la nivelul subzistenței. Nu este neapărat pesimism, eu spun că este o analiză obiectivă. De 5 ani încoace încercăm să sperăm spre mai bine. Depinde cum definim acest mai bine. Trebuie să ne așezăm spre o zonă de balanță de unde să creștem. Și acum căutăm acele criterii care să ne aducă în zona de balanță.